în cele ce urmează, în cele tot ce urmează tot acolo mergem, da, doar da, că nu ăsta e subiectul principal. Cu copilași la, cum se zice acum mai nou, la mijloc. Pentru că Laurențiu Reghecamp a devenit tată pentru a patra oară. Felicitări, ce putem să zicem? Păi da, felicitări, numai că gândește-te, pune-te în șosetele Anei Maria. Măi, dacă mă întreb pe mine, mi se pare că Ana este foarte detașată de subiect. Acum? Acum, da. Mi se pare că este mega fericită, că și-a găsit efectiv super frumos, da, locul și drumul. Apropo, dacă Ana dorește să vorbească cu noi despre acest subiect, o așteptăm ori pe numărul emisiunii 0740988088, ori pe numerele noastre personale, vorba aceea. Dacă de cealaltă parte, Laurențiu sau Corina își doresc să ne... Corina este proaspătă mămică. Pentru Corina, proaspătă mămică, da. Foarte puțini sunt cei care nu știu. Mi-aduc aminte de o perioadă din viața Anei Maria în care până și husa telefonului era personalizată. Și pe ea scria soarele meu. Îți imaginezi că totuși nu poate să o lasă indiferentă faptul că el a lăsat o altă femeie însărcinată din nou. Cred că șocul cel mare, cred eu, a fost la primul copil. Da. Știi, pentru că toată lumea vorbea despre asta. Când s-a întâmplat despărțirea, a fost ce a ținut prima pagina ziarelor. Așa e. Luni de zile, luni de zile, luni de zile. Ei n-au fost săraci în declarații, drept urmare lucrurile s-au tot rostogolit. Dar dacă mă întreb, cumva cred că toată lumea se gândea la asta. Ah, poate are o aventură, poate se-ntoarce, ce știu eu. Da, s-a îndrăgostit așa de așa, după care se întoarce. Dar în momentul în care deja au anunțat că actuala lui iubită este însărcinată, așa nume Corina, acolo cred că a fost șocul mare pentru Ana. Dacă mă întreb, nu știu, n-am vorbit cu ea despre subiectul ăsta sau cred că am vorbit, nu mai știu. Dar cred că acolo a fost șocul mare. Acum, la al doilea, mai ales că s-a întâmplat foarte repede, de repede, da. Și cumva a fost secretă treaba asta. Eu n-am știut. Nici eu. N-am știut nicio clipă. Când am aflat astăzi, am rămas șocată pentru că speram să explodeze presa. Da, nimic. Speram să zică cineva ceva. Nimic, da. De asta zic. Cred că șocul a fost la primul, acum la al doilea, ori poate ei, Laurențiu și Corina, au știut să țină lucrurile de data asta mult mai intime și sub control. Și atunci, dacă mă întreb iarăși, consider că e foarte bine să faci așa. Când ești persoană publică, sunt anumite situații pe care le vrei doar pentru tine, care sunt intime. Toată lumea încearcă să, știi, să găsească, să caute, să ceva... Măi, suntem și noi oameni, avem și noi dreptul la intimitatea noastră. Sunt unele lucruri, uite, cum zicea și Oana, despre care nu vrem să vorbim, pentru că ori ne dor, ori sunt prea sensibile, ori nu vrem să intrăm acolo, știi? Da, până una alta, dacă mă întrebi, eu cred că Ana Maria este foarte fericită în momentul ăsta. Cred că și-a găsit cumva drumul, calea, liniștea. Vorbeam noi săptămâna trecută despre faptul că nu mai are voie bebeto să apară în serial. Că Laurențiu, mă rog, ar fi cerut asta cumva în instanță. Vom vedea ce se va întâmpla și din punctul ăsta de vedere, însă, da, chiar cred că Ana e fericită. Te pupăm, Ana, și încă o dată spun, dacă vreuna din părți, pentru că așa e frumos, deontologic și profesional, să intre în direct cu noi, să ne dea un mesaj, să ne spună ceva, suntem aici. Suntem pregătite.